go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful. Bună și bine mă la Vlogmas 19. E duminică dimineață. M-am trezit și normal că am pornit bradul. Dacă l-am și vedea, dacă l-am și pornit. Și am pornit și Vlogmas 19, nu de alta. Uite să mă arăt ceva. Am pus și șosetele astea pe ușă. Până Kinder. Asta și asta. Și și mai am una de asta, că îmi trebuie călcată. Oma. Și aici bradul. Și da, și o stare de bine bradul ăsta. E pentru prima oară când îl fac atât de devreme. Nu l-am făcut până acum așa de vreme. Nu l-am făcut așa de vreme pentru că, nu știu, înainte vedeam și lucrurile puțin mai altfel, dar parcă acum vreau să mă bucur un pic mai mult de brad și de asta îl fac mai devreme, ca să aibă mai mult timp, că după ce trece Crăciunul, anul nou, deja... Și da, așa că las să-l pun de acum și l-am așa și-l filmez în fiecare zi pentru Vlogmas. Astăzi, ziua de ieri s-a transformat în astăzi. Deci n-a mai fost o zi aglomerată și astăzi probabil o să fie. Așa că nu mai mergem la poze cu Paula, dar mergem săptămâna viitoare. Și nu știu dacă realizați, însă săptămâna viitoare încheiem și Vlogmas-ul. Și sper că îmi dau așa ușor lacrimile, deși nu vreau, că a fost o perioadă așa de frumoasă și așa de... Am filmat cu mult drag pentru vlog, mai să încercați să fie cât mai interesant și să dezvolt mai multe subiecte și am povestit despre lumânări perfumate și tot. Și săptămâna viitoare deja se încheie, dar mă rog, nu mai avem chiar o săptămână. Mai avem astăzi, bine, astăzi deja am început, deci să zicem, mai avem luni, marți, miercuri, joi și vineri. Și cred că, de fapt, o să mai fie doar 5 zile de filmat fără asta. Pentru că o să filmez luni, deci asta intră mâine, luni. Eu filmez luni, intră marți, miercuri, marți, intră miercuri. Filmez miercuri, intră joi, filmez joi, intră vineri. Acum o să văd cum o să mă organizez, deși nu cred că o să filmez în 24, o să filmez cu o zi înainte și pe 24 mă relaxez, că, să vă zic sincer, e destul de obositor să filmez așa în fiecare zi, să editez. E un pic greu, că trebuie să mă gândesc și ce să vă zic, că trebuie să vă țin aici, adică trebuie să fie ceva interesat în chestiile astea. Și da, trebuie să fie ceva interesant, că nu, să nu vă uitați degeaba. Și da, dar eu cred că mi-a ieșit cât de cât. Și un lucru foarte important față de anii trecuți, că am fost prezent în fiecare zi până acum și sper să nu absentez în nicio zi până în 24. Într-adevăr, au fost zile în care, și mă rog, de ceva timp încoace, postez mai pe la 9, 10, 11 s-a întâmplat, dar nu am timp atât de mult încât să editez, pentru că durează editatul ăsta, eu, nu știu, poate mă trebuie să tai, să...
adaugă anumite chestii și e mult până editează. Și ok, editez, editare, editare, ok, o fac eu, aia depinde de mine dacă o fac sau nu. Și o fac, normal că o fac, că n-ai cum să nu editezi. Dar după este treaba laptopului. Pentru că laptopul trebuie să lege toate minunile alea, pentru că sunt un milion de fișiere de videoclipuri, cum filmez eu clubul ăla, pe ala filmez pe ăla, filmez pe ăla. Alea trebuie să fie legate și cu text, muzică, intro, poate trebuie să dau chestii pe rapid, aia trebuie să fie legate și aia durează un pic, deci se numește sharing sau, mă rog, nu știu cum să zic, se unește tot din videoclip. V-am mai arătat eu cum sharing-ul ăla și după care vine uploadarea pe YouTube, care uploadarea asta necesită timp, pentru că odată trebuie să se încarce videoclipul, după aia trebuie să se proceseze și în procesarea intră multe, pentru că YouTube trebuie să verifice dacă, nu știu, am zis ceva mai așa, dacă, nu știu, am filmat ceva care nu trebuia filmat, dacă, nu știu, e ceva obscen în videoclip, muzică cu copyright. Și am avut problema asta de la intro cu muzica, cu copyright-ul, dar mă rog, era ceva, în fine. Dar, da, intră mult în chestia asta și, ok, editarea o fac eu, dar după aia până procesează laptopul, după aia până se aplaudează, pentru că durează. Asta cu plătarea după ce se încarcă videoclipul și după ce se procesează, vine procesarea versiunii HD, mă rog, full HD, pentru că adică se face la o calitate mai înaltă, mă rog, nu știu dacă înțelegeți, în fine. Și intră multe în chestiile astea cu, da, cu, cu, adică în spatele unui videoclip pe care, la care vă uitați voi, uite de exemplu la asta, e muncă în spate și timp alocat videoclipului. Da, hai că am discutat și astăzi despre ceva, deja am vorbit cu voi aproape 7 minute, wow. Da, îmi place așa să stau de vorbă cu voi, mă rog, prin intermediul camerei și să mă filmez și voi mai comentați, dar, mă rog, YouTube-ul mai dezactivează comentariile, că n-o fi minor, nu prea îmi lasă comentariile active. Nu știu, vreți, nu știu acum să vă întreb, dacă vreți să mai vorbim despre ceva, momentan, adică până acum au fost vloguri în fiecare zi, chiar dacă în unele doar am vorbit, nu v-am arătat nimic și așa, tot au fost vloguri, că nu m-am pus undeva pe scaun, bine, am stat pe scaun în timp ce vorbeam cu voi, am stat pe pat, dar n-a fost niciun clip static până acum. Mă refer să stau jos, să mă aranjez, să vorbesc despre un subiect anume. Da, stau la birou, da, ea nu e un videoclip static de ăsta. Videoclip static e un pic altfel. Așa că să-mi ziceți dacă vreți să mai insist pe un anumit subiect în vreo măsură, dacă poate filme și un clip static în caz că vreți, dacă nu o să fie cu vloguri, că acum o să am un pic mai mult timp, că la școală s-a relaxat mult, adică mult, vă dați seama că e aproape de vacanță, ce să mai facem atât de mult. Și să-mi ziceți dacă vreți să mi-ai zis pe un subiect. Da, mi-a zis cineva, într-adevăr v-am zis și vouă, asta cu WhatsApp my phone, dar nu cred că o să fac. Am făcut în fiecare an, sunt aceleași aplicații, bine, poate s-au mai adăugat niște jocuri, dar nimic special și nu știu, probabil o să fac un nou WhatsApp iPhone, nu știu, când o să-mi schimb telefonul sau ceva, că nu, e formă repetitivă, da, știu că este frumos, videoclipul fac în fiecare an și mie îmi place să filmez, acolo vă arăt ce aplicații am, ne mai râdem puțin, dar nu știu dacă nu știu dacă v-ar interesa, sincer, să-l vedeți, probabil că dacă
mi l-aș cerut, dar nu cred că o să-l fac. Vorbind de ce n-am făcut, n-am făcut pe anul ăsta What's in my bag. Sau, mă rog, in my bag în ghiozdanul meu. Ce se află în geanta mea slash ghiozdanul meu. N-am făcut nici asta. Deși am zis că o să fac ceva, aveam eu un plan, mă rog, niște treburi, dar n-am mai făcut până la urmă că n-am făcut. Asta e, n-am făcut, n-am făcut. Și acum nu cred că mai are rost să mai fac. Oricum, vă dați seama, sunt aceleași chestii care se uită bine. Acum se adaugă și camera de vlogging. Dar, da, nu știu. Pe viitor o să vedem. Pentru anul viitor, chiar mă rog, mă întrebase cineva. Eu sper că voi mă vedeți aici, nu? Mă vedeți? Mă vedeți. Mă întrebase cineva dacă după vlog m-a spus să mai postez. O să postez, normal. Nu știu, v-am zis, nu știu dacă... Adică, cred că m-am mai răspuns la întrebarea asta. Nu știu dacă o să vină neapărat programul meu de 2 zile pe săptămână, dar o să încerc să postez cât de cât. Dar acum, după acest vlog, o să am nevoie de o perioadă de recuperare de o săptămână, 2-3, adică după vlog, anul ăsta clar nu mai postez nimic și anul viitor mai așteptăm că a fost atât de mult dintr-o dată. Deci eu n-am mai postat din aprilie, cred că din aprilie n-am postat sau martie, nu să fiu, nu știu. După care a venit bomba asta aici cu vlogmasul în care filmam, meditam, filmam, meditam, filmam, meditam, filmam, meditam, mă rog, filmam, meditam, postam, filmam, meditam, postam. Și n-am uitat cum se editează sau cum se filmează, Doamne ferește. Dar a fost așa o bombă dintr-o dată, că n-am postat de atâtea luni și dintr-o dată am revenit așa cu câte un vlog în fiecare zi. Și nu știu, eu am o chestie în cap, așa că chiar dacă n-aș fi filmat, chiar dacă n-aș fi filmat tot anul, cu eu vlogmasul tot l-aș fi ținut. Că e așa, îl fac, ăsta e al 5-lea an de vlogmas, deci am făcut în 2018 când a fost începerea, 2019, 2020 așa cum a fost cu școala online și bla bla bla, 2021, anul trecut, și ăsta e 2022, deci 2018, 19, 20, 21, 22. Asta e 5-lea de vlog, mă zic, nu vine să cred cum a trecut timpul. Și da, eu în februarie, parcă 24, împlinesc 5 ani de YouTube. Nu știu cum, dar împlinesc 5 ani de YouTube. Ok, am vorbit destul cu voi. Ah, da. Deci eu o să mai postez la anul și trebuie să mă gândesc la niște subiecte, pe lângă de vloguri și behind the scenes at the photoshoot. Trebuie să mă gândesc și la alte subiecte. Oricum, mie îmi place, parcă mai mult de așa să fie ceva dinamic, un vlog din asta, un daily vlog în cazul de față, decât un videoclip static. Parcă îmi place mai mult să îl filmez așa, în acțiune și cu muzică și toate cele până mi-am stă ca naiba. Bine, astea sunt baby hairs-urile care trebuie să crească. O să mă și la tu în săptămâna. La tu însă săptămâna viitoare, că uite ce am în cap. Ia. Sper să ajung. Așa că da, am vorbit destul cu voi, 13 minute. Dar da, să avem și un vlog mai lung, ușor, așa. Ne auzim mai încolo. Cam atât și pe astăzi că ajunge. Eu vreau să mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Like v-a plăcut, sper să facem 600, mai avem puțin. Iar noi ne revedem data viitoare, înseamnă mâine, cu Vlogmas 20. Bă, nu-mi vine să cred, mă scuzați pentru adesea asta. Deci, mie nu-mi vine să cred că mâine deja va fi Vlogmas 20. Deci, 20, 21, 22, 23, 24. Greu de crezut. Dar da. Ne revedem bine cu Vlogmas 20.